Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În prima parte a emisiunii noastre l-am invitat în studio pe domnul Ion Cristoiu, ziaristul care nu mai are nevoie de nicio prezentare, domnul Ion Cristoiu, mai nou face televiziune. Nu mai pot să vă întreb la ce oră e emisiunea ca să vă fac reclamă, pentru că v-am trebuit să întreb pe ce program emite stația la care sunteți director general. Din păcate, în această seară ne întâlnim cu domnul Ion Cristoiu pentru un motiv, spun eu, destul de trist pentru presa din România. Se pare că domnul Ion Cristoiu va trebui să plătească până la urmă toate păcatele presei scrise din România, cel puțin. Pentru că există și păcatele presei scrise. Domnul Ion Cristoiu a fost obligat astăzi să plătească o sumă de 250 de milioane de lei despăgubiri morale în urma sentinței Tribunalului București. L-aș ruga pe domnul Cristoiu să ne spună despre ce este vorba în acest proces. Deci, practic, ați mai plătit odată 400 de milioane, dacă mi-aduc aminte bine. Cât a fost prima? Prima este 400 de milioane. 400 de milioane, acum pagube morale, acum sunt 250. 250 de milioane. S-au cerut 500 și s-au dat 250. Adică jumătate. Spuneți-ne despre ce e vorba pentru telespectatorii noștri. Eu aș vrea să fac precizarea că pe noi ne interesează mai puțin cel care v-a dat în judecată, ci e vorba de decizia dată astăzi de tribunal. Vă rog. Este un proces pe care l-am prezentat și aici la emisiunea ta. S-a și scris foarte mult. După procesul cu Gabriela Adameșteanu, de fapt chiar în acea perioadă, pe ordonanța Stoica, a fost dat și de un coleg de breazlă, domnul Cristian Mititelu de la BBC, pentru în 3 martie 2000, pagube morale 500 de milioane pentru o în dublă calitate, de fapt, în calitate de director al ziarului Azi, în care a apărut un articol despre domnia sa, și ca autor al unui articol, eu fiind, deci, în ziarul respectiv, a apărut un articol mai mare și un editorial de-al meu. Și a fost această daune, această sumă de 250 de milioane, trebuie plătită pentru dubla noastră calitate, și de director și de autor al acestui articol. Nu, aici intervine lucru hazliu. Chiar hazliu, prima dată când am auzit sentința, așa să zicem că m-am blocat, dar după asta chiar am început să mă amuz, pentru că îmi dau seama că nu am ce să mai fac. Cred și faptul că mă uit acum la tine, probabil s-ar putea să plătesc mâine 300 de milioane de lei. Deci prima dată, acțiunea, darea mea în judecată pe 3 martie era eu și autorul articolului. Eu în calitate de director și de autor de articol și autorul articolului, deci era un articol mai mare și un articol editorial. Pe 13 iunie 2002 s-a renunțat la să mai vină și autorul articolului. Și am rămas numai eu în calitate de data aceasta de fără a se justifica. Sigur că nu, eu am cerut să întreb de ce sunt chemat. Ce înseamnă fără a se justifica? Pur și simplu s-a renunțat la acuzația adusă ziaristului. Deci se cerea 500 de milioane la amândoi în prima acțiune. Da? Și după asta, sigur că retrăgându-se acțiunea de la celălalt, eu am întrebat în instanță în ce calitate sunt acum. Trebuie să dau 500 de milioane singur sau trebuie să dau 500 de milioane și pentru celălalt. Și atunci s-a modificat din nou acțiunea pe 16 noiembrie 2002. Că o să observați, este o acțiune care se modifică în funcție de împrejurări. Nu, în funcție de Ion Cristoiu. În funcție de Ion Cristoiu. S-a modificat acțiunea și s-a cerut 500 de milioane ca autor și ca director. Atunci am obiectat și am demonstrat și au fost în instanță și au fost și ziariști care au demonstrat că în calitate de director nu poți să răspunzi de fapta redactorului, deoarece redactorul este independent. Poate cel mult să răspundă proprietarul ziarului. Da, vom vorbi despre pe 19 februarie 2003 s-a evit o altă acțiune. S-a modificat acțiunea. De data asta am fost acționat în judecată ca autor și ca ziarist de notorietate, care nu l-am oprit pe ziaristul mai puțin cunoscut să publice articolul. Este, cred că, pentru prima dată când aud în istoria presei mondiale că un ziarist este pedepsit că, având notorietate, nu l-a oprit pe ziaristul respectiv, având autoritate morală asupra lui.
Pentru că, până la urmă, calitatea dumneavoastră de director n-a mai contat. N-a mai putut să... Nu putea să... Era toate... Așa. Deci vedeți că el s-a modificat. Apoi, din septembrie, din 9 septembrie și până acum, au fost schimbați 4 judecători. Deci am avut aproape luna și judecătorul. Pentru că s-a încheiat procesul pe data de 19 februarie. Februarie. Deci am avut 4 judecători la rând. Mi se părea normal să fie unul care măcar să știe despre ce e vorba, fiind un proces foarte greu. S-a dat în pronunțare pe 19 februarie și s-a amânat de 3 ori până acum pronunțarea. Deci chiar o bizarerie a justiției, eu așa citisem eu, văzusem eu filme. Că spune și dumneavoastră sală. Vedeți prea multe filme. Nu, domnul dar Cristo, prea multe filme proaste, bănesc. Din câte mi-aduc aminte, cred că sunteți primul ziarist care a fost condamnat să plătească o dată 400 de milioane. Nu mi-aduc aminte de alt caz și acum iar 250 de milioane. 650 de milioane. Sumele pentru români, această sumă, cele două însumate, înseamnă foarte mult, 650 de milioane. Credeți că sunteți o țintă pentru cei care vor să... Da, indiscutabil. Hai să fim sinceri, deci o acțiune care se schimbă. Eu am văzut prima acțiune, era făcută la întâmplare. Faptul că pe parcurs, când s-a văzut că, când a văzut că celălalt, că redactorul e mai sărac și nu poate să plătească, s-a retras acțiunea, a rămas pe mine, că a zis că Ion Cristoiu poate să plătească, oricum e deși la Damesteanu 400 de milioane, ce mi 500 încă, de milioane, 250 și de că milioane. De la fiecare obiecție sau fiecare când aduceam eu argumente că sunt nevinovați, nu, se mai aducea, se modifica acțiunea și probabil că putea să fie acum o acțiune, eu sunt vinovat că există, deci nu. Ce este foarte ciudat că amândouă procesele, au fost două procese cu niște colegi de brazdă, cu oameni care lucrează aici. Nu vreau să pun în discuție calitatea, sau, mă rog, calitatea de reclamant a celor doi, pentru că asta interesează mai puțin la urma urmei sau, din punctul meu de vedere, și eu pot să dau în judecată pe oricine și dumneavoastră puteți să dați în judecată. Până la urmă se pune problema cu instanța de judecată și aceste decizii. Ținta cui credeți că sunteți, domnule Cristoiu? Nu pot să-mi dau seama. Deci e deja, oricât mă pretind eu de gazetar minim inteligent, nu pot să-mi dau seama. Adică s-a discutat despre acest caz, despre primul caz. Da. Doamna ministru ne-a asigurat pe toți că la aceste procese de pagube, eu n-am fost dat în judecată pentru calomnie. Este ca și celălalt. Este daune morale. Daune morale. Dacă o să citiți declarațiile martorilor, sunt în genul ăsta. Eu sunt vecina domnului respectiv și mi-a spus că a suferit moral. Adică, doamna ministru ne-a promis atunci că nouă jurnaliști o să fim, nu știu, puteam să iau 5 milioane, 10 milioane, 50 de milioane, dar nu 250 de milioane. Deci suma este iar uriașă. Și asta e o altă întrebare. Quantumul, în funcție de ce se stabilește? Păi ca și la procesul anterior. Nu știu, așa vrea judecătorul. Justiția este independentă, așa am citit eu. Așa am citit. Unde ai citit? Că n-am nu așa ajuns la capitolul ăsta. Vorba politicienilor. Deci, dumneavoastră văd că sunteți cu zâmbetul pe buze, însă eu cred că lucrurile nu sunt deloc de râs sau de glumit cu ele, pentru că s-au creat niște precedente periculoase și chiar dacă aceste procese au loc între colegi de brazlă, să spunem, ne vom trezi mâine sau poimine, dați în judecată de nu știu ce politicieni sau nu știu ce miniștri și așa mai departe, și, și vom plăti daune morale la... Domnul, ajunge... eu sunt relaxat pentru că îmi dau seama că n-am ce face. La deci acest adică proces... v-ați resemnat, n-aveți ce păi face? Păi nu, la acest proces am fost acolo, am și spus aici, am fost la fiecare ședință, am adus martori, cineva a fost și o colegă de-a ta, am adus dovezi, am adus declarații ale statutele asociațiilor noastre, am adus stenograma când emisiunea s-a petrecut. Și mai mult de atât, dacă omul, dacă se schimba acțiunea de la o ședință la alta, în funcție de argumentele pe care le aduceam eu, sunt fericit că nu s-a ajuns să se, repet, să se spună că Ion Cristoiu, pentru faptul că se numește Ion Cristoiu, trebuie să dea, și că nu mi-a dat 500, putea să-mi dea 500, sau un miliard, că poate să hotărască instanța pagubă. Deci eu sunt în fața unui fenomen al naturii. Dacă plouă, ce să fac? Nici dumneavoastră credeți că nu aveți ce face? Nu se poate face nimic, pentru că de data aceasta, spre deosebire de procesul anterior, mi se părea atât de limpede, de, cum să spun, din punctul de vedere al respingerii acțiunii, era o acțiune făcută superficial, în care la cine se renunțase la celălalt, era clar că măcar trebuia să fi fost... Deci nu v-ați gândit nicio clipă că și în acest proces veți ajunge să plătiți sute de milioane de lei? Nu, deși, repet, am de data aceasta, m-am dus, am fost, m-am apărat, am adus martori, dar eu mai mult de atât ce să fac? Puteam să
pot să angajez 1000 de avocați, pot să aduc sute de dosare. Este clar că dacă așa s-a hotărât să fie, să fie pedepsit Hristos, eu bănuiesc că, mă gând, bun, dacă fac recurs, trebuie să fac la curtea de apel. Și dacă îmi dă 500 de milioane, că data trecută am făcut recurs și mi-a dat 400 de la 50. Ați luat mai mult. Da, adică și asta e pericol. Iar dacă ajunge la Curtea Supremă de Justiție, îmi dă 2 miliarde, că cu cât urci, cu atâta. Crește și daunele morale. Probabil mă gândesc ca gazetar. Deci, domnul, în cazul de față, nu este vorba de o pagubă, să spunem, produsă unui om. Nici nu aveam să-i dau 400 de milioane, să spun, domnule, aveam de asta 400 de milioane, trebuie să-i dau. Nici nu-l bătusem, nici nu-i dărămase în casă. Este o toană. Este limpede. Și despre mine s-au scris sute de articole. E o toană, s-a văzut în această acțiune, ei, toana s-a îndeplinit, celălalt ia 250 de milioane, sunt cu casa în, deci a fost evaluată, aștept licitația. Deci urmează o licitație? Licitație la casă, pentru la că e și celălalt. Da? Și celălalt ca să plătiți cele 400 dacă de milioane. Dacă mie spuneți cui să mă adresez în România, eu chiar vă felicit. Cui să mă adresez? Justiția este independentă, doamna ministru nu poate să facă nimic. Teoretic, dacă spuneți mie cine poate să convingă pe președintele tribunal să nu schimbe 4 judecători. Trebuie să schimbă 4 judecători. La un asemenea proces, unde trebuie să administrezi toate probele și asta, măcar să fie rămas unul, care știa de la un proces la altul despre ce e vorba. La domnul fiecare Cristoiu, proces trebuie să întreb, știți ce mă întreb eu în legătură cu cazul dumneavoastră? În primul rând, de ce vi se întâmplă numai dumneavoastră? Pentru de ce Ion Cristoiu plătește, trebuie să plătească 400 de milioane de daune morale? De ce Ion Cristoiu trebuie să plătească acum 250 de milioane de daune morale? Pentru că haideți să fim serioși. În presa din România au existat atacuri, au existat materiale care cu adevărat au cauzat daune morale și n-am văzut în justiție decizii care să repare imaginea stricată și să... N-am văzut până acum, cel puțin nu am cunoștință de ele. Poate că ori exista cazuri și îmi cer scuze dacă au existat aceste cazuri și nu le știu. Însă știți la fel de bine ca mine sau și mai bine ca mine ceea ce se întâmplă în presa scrisă și în televiziune. Au existat materiale, au existat atât și la adresa dumneavoastră, au existat și procese, nu s-a ajuns nicăieri la plata unor daune morale așa cum dar numai cum s-a ajuns deci, la față de foarte bun, față de alte cazuri din presă, eu n-am dus campanie. Am scris un singur articol și într-un caz, și în cazul doamnei Adamestian, domnului Vitor. Nu mi s-a cerut drept la replică. Problema, deci am văzut în presă, într-adevăr, sunt campanii împotriva unor oameni feroce, adică în care îl ține pe ăla o lună, îl face idiot, farsor, escroc. Eu am scris un articol, am citat, n-ar trebui să mă explic acum, m-am plictisit și eu telespectatorul, despre ce era, citam pe cineva, care era din nu intrăm în... N-avea importanță, eu am spus în sens tot. Următor. Deci, în cazul de față, măcar bună credință. Eu sunt de acord când vezi că omul i-ai trimis, a scris un articol. După asta, ziaristul respectiv i-ai trimis drept la replică, nu ți-l publică. Refuză să deci eu n-am primit drept la replică de la niciunul. Că publicam, nu e nicio problemă. Da. Observați acum, mă rog, conduc un post de televiziune care este ironic. Eu nu am atacat nu pe... Sunt ironic nu, cu niciun n-am atacat pe niciun judecător. Nici măcar pe postul... Dar iertați-mă, nu sunt ironic. Nu, serios, n-am nicio treabă cu... Nici măcar pe postul de televiziune pe care îl conduc, eu nu am ieșit. Puteam acum să fac tărăboi, talk show. Am dat o știre, că era normal, a apărut pe agențiile. O știre de presă, da? O știre de presă. Probabil că vina mea e faptul că sunt prea corect, pentru că altul ar fi făcut acum, dacă era, făcea un tărăboi. Nici nu știu cine e judecătoarea ultimă. Dar nu credeți că plătim până la urmă tributul, să spunem, lucrurilor care n-au fost în regulă în presa din România de-a lungul timpului? Nu vorbesc de ceea ce am făcut noi doi, în general. Și lumea ne poate condamna, să vă spun de ce. În cazul Tinu, am reacționat, apropo de viața privată, că s-a întâmplat cazul Tinu și că era vorba de directorul unui ziar. Reacționăm acum când e vorba de Ion Cristoiu, la fel un ziarist celebru și astăzi șeful unei televiziuni. Nu știu, cred că ar fi trebuit să reacționăm și în alte cazuri și trebuia să facem acest lucru mai devreme. Pentru că presa, până una alta, a trecut de bolile copilăriei și a trebuit să fie una profesionistă. Nu credeți că plătim și plătiți până la urmă, că este singurul care plătește tributul sau plătește păcatele din presă? Eu știu că nu ești de acord, dar eu cred că totuși una din cauze este absența
unei, deci noi, unei, nu unei minime legiferări, sigur, făcută de acord, noi cu partidele, cu, cu puterea. Cu ce? De legea presei? Nu legea presei, ceva. Deci în cazul de față, încă o dată, cine cuantifică paguba morală? Păi nu, dar asta, e, trebuie, asta nu are legătură cu legea presei. Asta păi nu, dar are legătură cu absolutul. Pentru că, da. Stai, da. Știți care a fost? Nu, știi prima, că nu, sunt Marius. Nu, asta eu sunt, da. Sunt și câteva că știți când... Nu, 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 spuneți-mi Marius. Știi. Da, sau știți cum îmi spune de obicei. Articolul pentru, din codul civil pentru care s-a cerut prima dată sau de mai multe ori condamnarea mea la pagube morale în calitate de director este un articol din 1800, din codul civil 64, în care spune că, am spus, stăpânul răspunde civilmente de paguba produsă de sluga sa. Era vorba de un cod civil făcut pe vremea când erau boieri și țigani slugi. Și sluga fiind proastă și neavând identitate, trebuia să plătească, normal că omora vaca ăluilalt și trebuia să plătească. Dar redactorul nu este sluga nici directorului. Iată că noi nu avem o reglementare din acest punct de vedere. Este directorul, stăpânul, redactorul? Eu nu cred că este. Și bine, răspund, da, eu de fapta redactorului. Dar nici până acum n-am auzit de cazuri în care să răspundă directorul de fapta report. Sigur, și eu am, și eu am fost dat în judecată în calitatea mea de director la Jurnalul Național de nenumărate ori. Însă trebuie să recunosc că justiția a făcut diferența între articolul scris de un redactor și calitatea mea de director. Da, se poate, în momentul în care directorul, să spunem, a aprobat, a cerut, să spunem, a cerut sau cel puțin, manuscris, sau a modificat articolul, atunci e altceva și putem vorbi și de o vinovăție a directorului. Dar când directorul nici măcar n-a văzut materialul, pentru că directorul unui ziar nu, trebuie, nu dă viză pe toate materialele și sunt multe articole care apar fără știrea directorului. Ăsta este mecanismul, da, presă și peste tot, nu numai aici. Dar ultima acțiune te mai trebuie să... Da, da, ultima acțiune... E în calitate de ziarist, de notorietate... care n-am atras atenția unui ziarist începător că a greșit. Nu, sigur, vorbim și de calitatea aceea. Știți de ce nu sunt de acord cu legea presei? În primul rând, nu sunt de acord cu legea presei, întrucât există reglementări în legislația românească, în cea mai mare parte, care să acopere o, eventualele litigi între ceea ce face presa și cei care o citesc sau cei care dau în judecată, cei care sunt atacați. Pe de altă parte, să spunem că noi am venit cu un proiect, am discutat asta la Clubul Român de Presă Numărători, cu un proiect pe care să-l înaintăm Parlamentului. Ce garanție am eu că proiectul acela va rămâne în forma sau aproape de forma pe care noi o propunem? Un Parlament se poate întâmpla cu orice și ne putem trezi cu o lege a presei prin care ziariștii să aibă mai mult de suferit decât au astăzi. Ce vreau să vă întreb? Nu mi-ați răspuns la întrebare. Cine plătește păcatele presei? Că până una alta le plătiți dumneavoastră. Când o să avem niște reglementări sau când o să avem niște discuții în ceea ce privește solidaritatea bradă și cu ceea ce se întâmplă în presă? Să știți că eu nu atac dreptul celui care v-a dat într-o judecată, pentru că și eu, de acum înainte, sunt hotărât să nu mai las pe nimeni să calce în picioare imaginea mea. Și bănuiesc că nici dumneavoastră, având în vedere ceea ce s-a întâmplat acum. Pentru că să plătești, dacă mai și plăteam, atunci lucrurile se schimbau. E cam mult, 650 de milioane. 650 de milioane mi se pare o sumă. Mi se pare o sumă imensă. Este o datorie a unui orășel la... electrica sau nu, la... Mi se pare imens să plătești 650 de milioane. Și totuși suma nu este... Ion Cristoiu, ăsta are bani... Că lumea așa privește lucrurile uneori. Cristoiu, 400 de milioane. Ce n-are Cristoiu 400 de milioane? Dom'le, Cristoiu nu trebuie să aibă niciun un leu atunci când e vorba de o nedreptate. S-a văzut și în cazul că redactorul n-a mai fost chemat. Eu nu spun că era vinovat. Eu n-a mai fost chemat că redactorul de unde să iei 250 de milioane. Deci este limpede, nu cred că se mai poate face, pentru că eu, acum hai să discut cu eu în punct de vedere a unui analist. Pe mine începe să mă plictisească povestea asta cu independența justiției. Da? Păi avocata adversarului meu este președinta unei fundații care face rapoarte în legătură cu comportamentul judecătorilor la Strasburg. Păi unde este? Domnul Ilescu ne-a zis să dialogăm, justiția dialoghează societatea civilă. Deci din acest punct de vedere eu cred că la un moment dat ideea asta de independența justiției înseamnă că justiția poate să facă orice, poate să-ți dea această aberantă. Eu repet, 5, 10, 20, 50 de milioane, dar nu 200 de milioane,
Și vine cineva și spune, nu are voie să zică nimeni, eu ar fi trebuit să încep acum că mă supun hotărârii justiției. Eu nu mă supun hotărârii unei asemenea justiții. Eu nu consider că este o justiție corectă, din punctul ăsta de vedere, care se schimbă acțiunea de 4 ori, judecătorii, am 4 judecători în 4 luni. Eu nu înțeleg care a fost rațiunea și amânarea asta. Și apoi ar trebui să discutăm o dată. Repet, eu eram obișnuit cu o pronunțare în ședință. Eu nu înțeleg. Și amânarea, și asta pronunțată, am aflat de la Mediafax. Nici măcar avocata mea n-a știut. Se închisese arhiva și probabil că s-au adunat aia pe la 5. Nu înțeleg. Poate mi-explicați. Se adună într-un birou? Păi nu, se adună într-un birou. Nu se, n-ar trebui să bată cu ciocanul ăla mare să spună. Eu, Cristoiu, și eu să plâng. Sau 250 să... de milioane. Să plânge nu. Sau să râde. Păi sau nu, cu să râde și cu altul să plânge. Așa. Spuneți-mi, vă rog, ce părere aveți despre climatul din presă? Ați lucrat, ați condus câteva cotidiane de-a lungul timpului. Probabil că sunteți cel care a condus cel mai multe cotidiane. Ați fost rând pe rând la evenimentul zilei, ați fost la cotidianul, la azi. În perioada după 90 ați condus un săptămânal de mare tiraj și mare succes. Ați avut emisiuni la televiziune. Astăzi sunteți directorul general al unei televiziuni. Spuneți-ne câteva lucruri despre climatul ăsta din presă, chiar dacă dumneavoastră ați fost dat în până la urmă ați fost dat, sau cu atât mai mult ați fost dat în judecată de niște colegi de brazlă. Care credeți dumneavoastră că e climatul din presă asta? În ceea ce privește profesionalizarea, profesionalismul, în ceea ce privește relațiile în presă. Deci mai întâi că în raport cu, și am observat în ultimii ani, raport cu, am început să îmbătrânesc, îmi spun de trecut, în raport cu 90-92 nu mai există nici măcar la tinerii care vin în presă acea ambiție de a fi gazetari. Nu știu de ce, probabil ori meseria asta nu mai e așa de importantă, ori nu mai sunt bani, deci nu mai simt nebunia aia. Pasiunea aia, când îi spuneam unui tânăr, eu, ești talentat, te-am angajat. Eu cred că după ce am zis, ești talentat, te-am angajat, zice, și are 2 întrebări. Cât dați și dacă poți să lipsesc sâmbătă și duminică. În acel moment s-a închis subiectul, s-a rupt filmul, pentru că eu nu văd deci cum poate un gazetar să pună asemenea întrebări. Sigur că trebuie să-l plătești, că domnul să trăiască cu aer. Gazetar nu există în weekend, să fie să închidă. Deci a dispărut pasiunea, asta e o chestie, așa este, cred că aveți dreptate. Da, da, lucrând la o televiziune de direct, când a căzut naveta, m-am dat direct și, bineînțeles, am intrat în priză, că sunt gazetar bătrân și am văzut colegi mai tineri care plecau tocmai atunci, adică nici măcar... Plecau de la servici. Da, se terminase servici, adică nici măcar nu erau curioși să vadă dacă pică dracului naveta aia sau nu. Deci, din punctul ăsta de vedere, asta este. A doua cauză, de fapt, aici vine dintr-un lucru. În presă au pătruns în patronat Cărnățari. Am spus o dată, nu știu dacă ai fost și la întâlnirea cu domnul Ilescu, atunci n-a vrut să mă cred, când a fost cu presa la Cotoceni, da, că aceasta este o mare problemă a presei la ora actuală. Orice om de afaceri își trage un ziar, ca să nu spun că și alte lucruri, și... Cărnățari. Așa, și ziarul respectiv se joacă cu el. Și în aceste condiții, când face un nou ziar, anunță că dă dublu de la alte ziare, pleacă, există un grup de jurnaliști care trec de la o televiziune la alta, uneori pe circuitul ăsta al meu de la un ziar, când iau, îi primesc, adică la un moment dat, zic, pe unde ori fie aia, e ca în jurul pământului. Da, că dumneavoastră ați fost la mai multe ziare și acum i-ați regăsit și la televiziune, au apărut da, și la televiziune, zic, eu te știu, zice, am mai perindat prin vreo 10 gazete și asta și am ajuns la noastră. Și probabil că e stație temporară, că se duce la alta. Apare, alt ziar, apare altă mai televiziune. Se mai funcționează o televiziune, mai pleacă, mai ia de acolo. Această circulație din presă, evită din... Sigur că ziariștii sunt liberi, dar și să fii liber să treci pe la 10 ziare odată... Asta și pentru că al treilea loc avem un număr uriaș de ziare, adică... Și, păi dumneavoastră ați făcut vreo 3. Am condus. Înmulțindu-se numărul acesta de ziare, piața publicității e tot mai mică, ziarele sunt obligate să lucreze cu lucruri fără bani, să fie sărace și sigur că se ajunge la situația nedocumentării, a șantajului, din acest punct de vedere. Domnul Cristoiu, dar vreau să vă întreb, mai aveți alte lucruri legate de presă, apropo de climatul, dacă ți-a enumerat câteva care sunt importante. Vreau să vă întreb, dumneavoastră aveți să vă reproșați ceva, apropo de tot ceea ce ați făcut în presă în acești ani, din 89 până în cât suntem, în 2003? Spune-mi tu ce să-mi reproșez, cam multe. Nu știu, nu vreau să vă reproșez ceva, pentru că nu m-am gândit la asta. Vă întrebam, apropo și de
Pentru că eu mă gândesc că v-ați spus niște întrebări legate și de pierderea acestor procese și de fapt de pierderea acestor sume până la urmă. 400 de milioane, acum iar 250 de milioane. Aveți să vă reproșați ceva? Sincer, dacă aveți, puteți să spuneți nu. Puteți să spuneți da? Nu, ai spus că, eu pot să spun, deși o să spui că asta este un autoerogic. Cred că sunt prea prost. Adică un alt ziarist și care și conducea o televiziune. Deci, repet, eu nici nu știu cine, numele judecătoarei care a dat sentință. Cunosc realitatea din România așa, foarte bine. Și știu că și alți colegi din presă, că n-au procese și sunt și directori, intervin, nu știu, se interesează la ăla, la ăla, la președintea tribunalului. Eu am fost corect, m-am dus acolo cu aia, cu... Eu azi, sentința mea se dă pe Pasaris. Aia iubita, complicia lui Pasaris a scăpat și am luat 250 de milioane. Cam acolo m-am dus la tribunal. Cu aia în sală, cu haturi, cu probleme. Am stat de dimineață până seara acolo, până când mi-a intrat. Un altul nu s-ar fi dus. Ar fi trimis, mă rog, avocata și ar fi trimis semnale judecătoare că în caz de o să-ți arăt. Cred că asta este una din cauze. Asigur, aici o să iau unii telespectatori că mă mândresc. Cred că în prima fază, că eu am inventat acest senzaționalist, cred că am scris despre oameni. Și nu mă refer la cazul Tinu, acolo n-am ce să-mi depășesc. Tinu. Am scris despre unii oameni, chiar și politicieni, ca și cum ar fi fost fiare. Nu fiare, fier vechi. Uh-huh. Deci nu mi-am dat seama că și el e om și uneori stând așa la masa de scris, mă enervam și scriam despre ei ca despre niște personaje care nu există. Și ei stau în carne și oase, erau cu sentimente. Și cu sentimente și probabil că și ei au suferit, cum și eu în ultimul timp nu mai sufăr, că sunt obișnuit să mi se spună tot felul de lucruri despre păi mine. Păi de ce sunteți obișnuit să se spună? De ce lăsați să se spună dumneavoastră orice lucru? Știu, mă ales. Vă întreb foarte serios. N-ai ce să faci, adică nu poți să oprești. Nu. Stați puțin, păi nu... Dar ești de cată? Nu poți să te resemnezi. Păi știți ce faceți dumneavoastră și cred că fac și alții. În momentul în care treceți atât de ușor peste lucruri care se scriu neadevărate, bănuiesc, despre dumneavoastră, nu faceți altceva decât să alimentați pe mai departe felul ăsta de a face gazetărie. Eu n-am crezut că o să dau în viața mea ziariști în judecată. Până acum, oricum, n-am dat ziariști în judecată, i-am dat pe unii care se ocupă cu altceva decât cu presa. Dar cred că atunci când e vorba de imaginea ta și când e vorba, de fapt, de un principiu aici, dacă cineva scrie lucruri neadevărate, dacă cineva îți face o nedreptate, nu poți să lași lucrurile să treacă fără să încerci să-ți faci dreptate măcar. Pentru că așa se vor tolera la nesfârșit și vor exista în continuare, dacă nu gazete, ziariști care își fac din a denigra, din a calomnia, din a minți, o meserie. Și meseria de gazetar nu mai există. Sunt de acord, Marius, dar e atât de mare. Eu am fost la proces. Este atât de mare pierdere de timp acolo și atât de mare mizeria încât a te duci, îți dai pe cineva judecată, la un moment dat ești pedepsit tu. Deci probabil că unii dintre telespectatori n-au fost la Tribunalul București. Adică o experiență acolo, dacă ești un om cât de cât onorabil, te vindecă de toată viața. Domnul de toată viața de fie de eu vă spun că oamenii au fost la procese și nu numai acolo, și multe locuri și gândiți-vă ce înseamnă să fii fără să ai un nume, până la urmă să dovedim că și dumneavoastră având un nume și să mergi să n-ai bani de avocat, să-ți cauți dreptatea fără un leu în buzunar, să, așa cum spuneam, să n-ai avocat, să nu știe nimeni, să te amâne, să fii la dispoziția oricui, oricum. Apropo de oameni simple, eu mă gândesc uneori că sunt un răsfățat. La una din înfățișări a venit un cetățean la mine și mi-a zis: domnul Cristoiu, eu am o problemă cu procesul, cu justiția, nu vrei să mă ajutați? Și eu zic: păi domnule, eu am o problemă. Păi ce cu problemă aveți? Păi sunt și eu chemat la proces. Cum și noastră de rău? Așa vă că pot să-l ajut eu pe el. Dacă noi putem ajuta pe alții, pe noi nu ne poate ajuta nimeni. Da, știu, de punctul ăsta de vedere. Dacă asta este. Ajuta, nu face nimeni lanț viu în jurul bun, meu. Bun, veți face, spuneți-mi, veți contesta această decizie, această sentință la Curtea de Apel? Da, sigur, așa sunt procedurile, dar repet, mă gândesc cu groază că îmi dă 500 de milioane. Trebuie să fac așa. E paradoxal să îți fie teamă să faci recurs, să ataci, să contești această decizie, pentru că ai putea să plătești mai mult daune morale decât ți-a. Și repete și Curtea Supremă de Justiție, unde acolo... E, poate se rezolvă la Curtea de Apel. Nu cred. Eu nu cred. Da, mă rog. Bun, eu vă mulțumesc și vă mai discuta despre cazurile astea și haideți să ne propunem să discutăm și când e vorba de nedreptatea altora care n-au nicio legătură cu presa și nu sunt șef de televiziuni, director de ziare și așa mai departe. Sunt de acord, cu cea mai mare plăcere, dacă
Adică să vorbim și de oameni care nu lucrează în presă și sunt atacați, au deplătit sau sunt atacați pe nedrept. Vă mulțumesc mult pentru participare în această seară. Așa cum spuneam, prima parte a emisiunii noastre se încheie aici. Stați pe aproape, urmează partea a doua. Veți vedea imediat despre cine e vorba. I'm an architect in my father's footsteps. My early memories are of construction sites and the celebrations when the work was finished. As a student, I realized that the housing problem was very bad. In Brazil, 12 million people live in inhumane conditions. I remember the way people helped each other and realized that the solution was to get the people to do it for themselves. The people work together. The government supply the land and the materials, and I keep the technical help. So far we have built more than 50,000 homes. That's 100,000 people that have been able to leave the slums behind. The energy of the people is fantastic. It's like samba. When the work is finished, we still celebrate, as we did when I was a child. Whatever your journey, keep walking. So do you have any examples of this idea succeeding before? Well, no, but then it wouldn't be new. We'll be in touch with you very soon. Gentlemen. Very good. Thanks. Thanks. You're welcome. Hey, how'd it go? It went great. I need you out there. I'm going. I'm on my way. Please drink responsibly. A message from Johnny Walker. Stalinskaya, pentru cei puternici. Stalinskaya, sponsor oficial al echipei naționale de fotbal. Să alinți este o artă. Iacob Scrânung cu Alinta Roma. Te-a alintat cineva astăzi? So do you have any examples of this idea succeeding before? Well, no, but then it wouldn't be new. We'll be in touch with you very soon. Gentlemen. Very good. Thanks. Thanks. You're welcome. Hey, how'd it go? It went great. I need you out there. I'm going. I'm on my way. Please drink responsibly. A message from Johnny Walker. O culoare naturală precum cea naturală? Garnier Belcolor, vopsea cremă permanentă cu ingrediente naturale, chiar îți înțelege părul, acționând în funcție de nuanța și contrastele lui. Și te face să uiți de părul alb. Fie că te vopsești pentru a-ți schimba culoarea sau numai pentru a acoperi firele albe, vei obține mereu o culoare naturală. O culoare atât de naturală încât nu poți da greș. Garnier Belcolor. Garnier. Sun's come out. De când eram mică, am obiceiul acesta. De câte ori vin aici, îmi iau o vată de zahăr. Dar după ce mănânc ceva, nivelul pH-ului din gură scade și pericolul avariției cariilor crește. De aceea mi-am format un alt obicei: să mestec Orbit după fiecare masă. Echilibrează nivelul pH-ului, prevenind avariția cariilor. Orbit protejează împotriva cariilor după fiecare masă, oriunde, oricând. Alexandrion, dorința care te apropie. Avertisment. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Partea a doua emisiunii noastre, invitat în studio, domnul Cornel Dinu, antrenorul echipei Dinamo. Bine ați venit, domnul Dinu. Ce se întâmplă la Dinamo, ca să vă încep, ca să încep cu o întrebare mai generală, să spun? Ce se întâmplă la Dinamo?
fapt, se întâmplă în întreaga noastră societate. Trebuie să învățăm să trăim respectând competențele, răspunzând la ceea ce înseamnă sarcinile asumate sau obligațiile asumate, încercând să facem performanță într-o lume care își caută și ea sensurile, își caută o anumită existență și mai ales într-un fotbal care a trecut de la un profesionalism deghizat la un profesionalism aparent real, al unei economii de piață discutabile și în care sigur că este nevoie de timp până toate lucrurile se vor așeza într-o eficiență sau într-o matca lor. Mă gândeam aminte la exemplu ceea ce mi spuneți, că de fapt stăteam și mă gândeam acum câteva timp că de fapt ne-au trebuit cam 20 și ceva de ani să învățăm să trăim înainte de 89 ca să reușim să creăm un climat de performanță reală cluburilor noastre. De fapt, după 60 până 80 ne-am tot căutat, cum îmi place mie uneori să spun, am încercat să găsim o anumită formă de cointeresare, o anumită formă de exprimare, s-a ajuns la ceea ce nu toate au fost rele și contestăm totul, ceea ce ne face foarte mult rău, s-a ajuns totuși la concepția de atunci că numai dacă reușim să ne strângem, să creăm câteva echipe eșalon, putem să ne batem cu cei de afară. Și ați văzut că după 80 fotbalul românesc, pentru că mă întrebați ce se întâmplă la Dinamo, ce se întâmplă în întreaga societate fotbalistică românească. De-abia după 80, cluburile noastre, când au reușit ca jucătorii să aibă un raport mai direct, mai angajant între realitatea de existență a societății și realitatea performanțelor care li se cereau, am reușit să facem niște echipe eșalon. La Craiova, știu că sunteți un admirator oricum în aceste echipe, totul era dependent de niște oameni, la Dinamo, la Steaua, și am reușit să ieșim, să ne batem în lume. E bine, acum încercăm să învățăm să trăim. Suntem doar de 12 ani într-o libertate de care aveam nevoie, dar ca să învățăm să facem în această libertate ca să fie eficiență, ne mai trebuie timp. Și, din păcate, același lucru se petrece și la Dinamo. Vreau să fiu foarte direct și aș dori și la noastră de asemenea răspunsuri foarte sincere. S-a vorbit chiar înainte de meciul cu Astra că sunt unii jucători sau există un fel de discuție pentru o conspirație împotriva dumneavoastră și aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că a existat o conspirație înaintea meciului cu Astra împotriva dumneavoastră. Domnul Tucă, sigur, aveți nevoie de o discuție directă și mie îmi place să discut de asemenea manieră. E greu și este aproape imposibil și nu este nici bine să acuzăm oameni în general. Că a existat o atmosferă încărcată, nu neapărat înainte acestui joc cu Astra. În ultimul timp la Dinamo, lucrul acesta este cert. Au fost niște semnale anormale care nu sunt legate de realitate. Ele au un suport real. Se petrec niște evenimente care dau de gândit și în care se ajunge la explicat de ce, de exemplu, cu câteva săptămâni înainte, în anumite publicații, exista, cum spunea și invitatul meu înaintea mea, domnul Cristoiu, există aceste așa zise campanii de presă. Nu, sunt campanii de interese dirijate prin presă, care nu aveau nimic cu o realitate, dar care tocmai descopereau că există niște interese care nu au nimic comun cu crearea unei liniști și a unei armonii și a unei înțelegeri într-o echipă încercată cum este Dinamo. Dar ca să acuz oameni sau să cred că meciul cu asta este un meci paradoxal, este un meci de început de sezon. Vreau să cred că este un accident. Timpul ne va dezvălui lucrul ăsta, pentru că eu nu vreau să interpretez omul prin acțiunea lui că este rău, că este supus sau este sclavul minciunii, ci că poate să aibă o zi mai slab. Eu plec la aceste argumente și voi acționa în consecință. Iar ca antrenor. Ca antrenor. Și tot timpul am acționat așa. Iar timpul ne va da dovadă într-un sens, pentru că totul se află. S-a tot discutat de foarte multe ori de schimbarea lui Cornel Dinu, dar s-a dovedit de fiecare dată că soluția Cornel Dinu este singura care rămâne în picioare la Dinamo. Nu. Cine a venit cu soluția Cornel Dinu? Pentru că eu bănuiesc că dumneavoastră, chiar cu experiența și personalitatea pe care o aveți, nu v-ați putut duce la Dinamo și ați bătut cu unul masă, eu vreau să fiu și eu voi fi antrenorul principal. Domnul Tucă, sigur, este un curs al evenimentelor puțin mai larg. Nu poți să bați cu pumnul masă și chiar dacă bați, nu se deschide masa, decât dacă este o masă de spiritism. Din păcate, sunt și multe lucruri care sunt oculte. Dar nu... Ce vreau să vă spun este că eu la Dinamo, practic, am revenit în 1994 iar. A fost o discuție foarte interesantă cu un om de sport incontestabil, era ministrul adjunct pe atunci, ministrul Dănescu, a primit însărcinarea să conducă Consiliul de Administrație al echipei Dinamo. Dumnezeu să-l ierte, un om admirabil, un om de fotbal,
mi-aduc aminte cu plăcere că m-a sunat într-o dimineață și m-a rugat că a primit această însărcinare și care încredere numai în mine să mă întorc acolo unde am stat până în 85, aproape 30 de ani, 20 ceva de ani. Și în continuare acum am aproape din nou un circuit de aproape 9 ani în continuare la Dinamo. Deci acela a fost momentul plecării la drum. Un moment greu. Un moment în care erau foarte multe lucruri prost așezate. Nu vreau să lungesc prea mult discuția. Cert este că ne-am lovit de foarte multe greutăți. Am reușit să le facem față și am pus pe picioare o echipă. Sigur că schimbările de conducere s-au mai petrecut. Cert este că am reușit să creez o echipă competitivă, având liniște, înțelegere, și intrând în această luptă directă, în acest foc al băncii, al deciziilor tehnice, al gazonului, în 1998, în primăvară. Ei bine, am avut o anumită perioadă de liniște, pregătisem de fapt, îmi dădeam seama că trebuie să ne creștem, dar în timp, că nimic nu se face peste noapte, să ne creștem o echipă de jucători ai noștri, în care să avem încredere, i-am rodat. Am reușit, începând cu sezonul 98, să facem o echipă care credeam că este competitivă, am adus câțiva jucători cu experiență și a fost o acțiune reușită. Am avut liniște. Am creat într-adevăr o echipă care a reușit în 2 ani de zile, nimic nu se poate face, iar aici sunt niște cicluri normale de timp în care poți să-ți crești jucătorii. Se pare că lumea nu mai are răbdare în ultima perioadă. Nu mai are, nicăieri în lume. Nu, răbdare există, marile echipe trăiesc astfel de cicluri, știu când pierd. Vedeam și o discuție a unui dintre conducătorii noștri, apreciu întreba dacă dădea această senzație că se înțelege că trebuie timp pentru a pregăti și a așeza niște lucruri. Din păcate, eu n-am mai avut continuitate în ceea ce înseamnă timp în ultimul an și jumătate. E bine, în anul 2000 am reușit, după 2 ani de zile, să facem o echipă competitivă, să facem o echipă care a câștigat și cupa și campionatul, o echipă care a impresionat, care juca bine. N-am avut pretutindeni liniște și n-am avut în orice moment liniște, pentru că sunt tentațiile unor discuții, cât de cât, atâta timp cât ele au fost civilizate, ele sunt benefice. Nu sunt un om rău, nu sunt un om care nu accept dialogul, nu sunt un om care nu am nevoie de părerea și unor oameni care nu au competență din fotbal. Important este ca să învățăm împreună, ca decizia să fie luată prin competență, prin cei care au într-adevăr acoperirea acestei competențe în timp, cele mai bune intenții, și că chiar dacă s-ar putea să nu am dreptate, dar trebuie să mă convin și atunci fac ca tine. Din fericire... Domnul Dinu, dumneavoastră sunteți în conflict, ați fost în conflict cu Nicolae Badea, nu. Cu Vladimir Conte. Nu se poate spune că am fost într-un conflict. Nu, ați făcut declarații foarte dure la adresa lor. Da. A fost o perioadă în care au existat aceste declarații și până la urmă lucrurile s-au liniștit, ați revenit la sentimente mai bune și dumneavoastră de o parte și cealaltă. Iertați-mă doar o secundă. Da. Acum din nou a izbucnit un scandal între dumneavoastră și Vladimir Conte. Declarațiile făcute de el... Și replicile. Nu este vorba de un scandal și nu poate fi niciodată un scandal între mine și... În primul rând, eu nu pornesc scandaluri. Sunt n-am spus că l-ați pornit dumneavoastră. A fost declarația după meciul cu asta, declarația lui Conte. Deci, tocmai acest lucru vreau să vă spun, că după anul 2000, din fericire am avut o echipă. Trebuie să țineți cont de un lucru pe care probabil că și dumneavoastră îl cunoașteți mai puțin ca și foarte multă lume. Se vorbește foarte mult de felul în care trebuie să reziste din punct de vedere financiar echipele noastre. E bine, și Dinamo este o echipă care trebuie să înțeleagă până oamenii care au concepționalul, gen vicepreședinți, nu vreau să dau nume, sau președintele Badea, care eu am convingere că are această înțelegere, dar trebuie să există o consecvență în acest act al înțelegerii, să înțeleagă că între a exista și a crea un raport între buget și cum creezi acest buget și performanța internațională trebuie să fie o concordanță. Ei bine, și Dinamo este un club paradoxal care în condițiile actuale și a propus să existe pentru un buget care 40% trebuie acoperit în vânzare de jucători. Vă dați seama că orice om rațional în momentul acela își dă seama că nu putem să mai avem performanțe inter și internaționale. Ați avut două echipe la un moment dat. Nu, am avut două echipe. S-a făcut una și ca să trăim, sigur că da, a existat această... Se întâmplă pretutindeni, sunt echipe mici, echipe care trăiesc numai din așa ceva, dar a existat probabil un decalaj între ceea ce înseamnă, unde au apărut și poate niște conflicte mai bine sau mai prost exprimate sau prezentate în presă sau poate și chiar în reacțiile noastre, o ciocnire de voinți în care am încercat să explic atâta timp cât pierdem obiectiv niște jucători, pentru că trebuie să trimitem și avem nevoie de acești bani împotriva. Și nu avem timpul necesar să aducem alți oameni atât de rapid în față, nu se poate cere performanță tot timpul. Și atunci au fost niște probleme că echipa care a câștigat în 2000, la un moment dat s-a găsit fără 3-4 jucători. Ori la ora actuală și în fotbalul nostru, mai ales în fotbalul internațional, dacă nu ai o exprimare totală, dacă tuturor jucătorii nu au o coeziune, dacă nu sunt de valori ridicate, dacă nu sunt jucători care pot să facă diferența, nu poți să te lupți la nivel internațional. Unde știți ce eforturi se fac? Există un conflict între dumneavoastră și conducerea clubului în ceea ce privește, să spunem, strategia asta de vânzare a jucătorilor?
Domnul, este un rău, este un rău necesar. Bun, asta am unde înțeles. Intervine toată problema și unde cred că trebuie să dăm dovadă de înțelegere. Că am avut și momente de liniște. De exemplu, eu în ultimele două luni de zile când am revenit de noiembrie, chiar am declarat lucrul acesta, am avut, după părerea mea, un raport ideal în ceea ce înseamnă ceea ce am stabilit, că mă înțeleg, așa cum se întâmplă pretutindeni în lume, discut, iau deciziile, mă pun de acord cu președintele Badea și cu oamenii direcți din executiv. Da. Și am avut această liniște în care am reușit din octombrie să aducem totuși echipa din nou în planul performanței. De aici până a produce din nou jucători de valoare să cere timp. Da. Din nou pentru a produce o echipă care să aibă o concepție de joc îți trebuie cel puțin 6 luni de zile. Din păcate eu n-am avut decât 2 luni la dispoziție și când și fel de fel de influențe care au apărut ulterior, dar din păcate nici n-am început să jucăm și au început să se dovedească niște interese care sunt străine unei liniști de performanță și în care să fie de cui sunt interesele astea? Deci, domnul Tucă, aici lucrurile sunt foarte simple. Noi am plecat la o experiență riscantă începând cu un an în urmă. Sigur că pentru unii par un personaj mai puțin comod. Eu nu cred. V-am repetat, nu vreau să mai continui în sensul că sunt un om a care accept, îmi face plăcere dialogul. Totdeauna am lucrat așa și înainte de 89 erau oameni care stăteam de vorbă, ascultam fiecare părere, eram sigur în postura în care eram, luam decizia care este necesară. Noi ne-am asumat un risc foarte mare în vara anului trecut. Din păcate, nu este neapărat nevoie ca omul sau specialistul Cornelius să fie ascultat în toate. Dar atunci când cădem de acord că mergem pe o anumită strategie, să o respectăm. Noi ne-am asumat un risc major, unic. Din păcate s-au făcut niște lucruri la Dinamo în ultimii ani de zile care nu se mai regăsesc în fotbalul mondial. Și ne-am asumat acest risc să transferăm un grup de 8 jucători de la aceeași echipă. Este un risc imens de timp, de asamblare, de discuție asupra valorii acestui jucător și, bineînțeles, de climat în care evoluează acest jucător. Pentru că orice om se poate exprima într-o perioadă de timp, când este supus aceleași concepții tehnice, când are aceeași instrucție, când are un singură ordine, deci un singur comandă. Da. Da? Problema care se pune de unde intervin niște interese care trebuie să dea de gândit este că principiul la care a plecat Dinamo atunci, am avut chiar o discuție de curând și am adus aminte că eu nu eram în momentul în care s-a făcut această tranzacție în postura să o decid eu. Eu nici nu știam dacă o să mai continui ca antrenor din vara respectivă, din iulie. Cuvânt de spus atunci. Nu, știam că se face o tranzacție, nu știam amănuntele ei, nu știam ce timp mi se pune la dispoziție și ce liniște avem ca să încercăm să facem această concurență loială între jucători într-un climat al fotbalului românesc. Ori, din păcate, unde lucrurile au căpătat o turnură, sunt niște interese pregnante din acest punct de vedere. Fac o tranzacție. Spuneți direct. Deci fac o tranzacție. Mie mi se pare normal ca în această tranzacție în care există în continuare la noi proprietari de jucători, ceea ce nu mai există nicăieri în lume, sigur că el vine, domnul Nețoiu, vine cu niște jucători de la o anumită echipă. Dar nu poate să fie proprietarul. Proprietarul trebuie să fie logica unde joacă, se antrenează și trăiesc acești jucători. Dar mai rămâne, de unde vin aceste zvonuri care au venit în primăvară, interesul și frământările prin care am trecut, un lucru pe care l-am aflat ulterior, că este în continuare interesat în evoluția acestor jucători prin faptul că la ulterioară vânzare primește 50% de valoare respectivă. Din nou, unic în lume. Și atunci, nu mai fi proprietar. Nu, jucătorul este transferat din am. Nu, proprietar, Gigi Nețoiu. Nemai, jucătorul este jucătorul, dar că el în lume nu sunt proprietari persoane fizice. Dar că va deveni... Dar își iau anumit interes dintr-o vânzare. 50% din vânzarea acestor jucători. Și atunci au început fel de fel de interese. Era firesc ca prin abilități de fel de orice gen să se încerce forțarea unor jucători care provin din această turnură. Jucătorii își văd de treabă atâta timp cât au liniște, dar când îi se seamănă... Ce înseamnă să fie forțat jucătorii? Adică au fost fel de fel de discuții în care trebuiau să joace acești jucători al lui domnul Nețoiu. Prin dumneavoastră hotărâți? Nu, problema este că eu hotărăsc, dar se pun problemele că oamenii nu sunt de acord cu echipa care joacă sau mai ales eu sunt singurul care riscă, echipa poate să-și piardă și întotdeauna soluția cea mai bună este aceea echipei care nu joacă. Și de aici se poate da o explicație la ceea ce înseamnă rumoarea care a apărut deja fără să măcar să se dea lovitura de începere de la mici pas. Pentru că au fost transferuri de jucători, încercări de jucători, împreună cu președintele Badea și cu oamenii direcți din executiv, atacuri împotriva acestor oameni care nu coincideau cu strategia aceasta de vânzare imediat, măcar să-i lăsăm în timp. Au fost niște atacuri în sensul acesta vizibile, în presă, la adresa mea, la adresa lui Dănilescu. Sigur că în momentul în care
acești jucători, iar se petrec lucruri care sunt ieșite din comun, acești jucători trebuie să aibă o continuitate, să-i lăsăm măcar o perioadă de timp, să intre într-un proces în care au aceeași disciplină, aceeași ordine, aceeași comandă, aceeași răspundere. Dar ei când se simt că au doi sau trei părinți, sigur că actul de comandă, de conducere are de suferit. Deci nu se poate, din nou un lucru clar. Cine face parte din conducere? Cine hotărăște la din domnul... Eu n-am înțeles. Deci am să vă dau un singur exemplu și cu asta închei, că sunt amănunte din păcate, din nou, care se întâmplă unic în lume. Nu se poate, ca un jucător, indiferent de numele lui, să se afle plecat cu echipa în pregătire, deci am stabilit un anumit loc și am avut o discuție cu președintele, dacă timpul, în decembrie, ne va arăta care sunt jucătorii care se încadrează regimul de performanță. Că au venit de la o echipă Craiova, care n-a făcut performanță unde vrem. Au niște calități. Corect. Trebuie să existe o instruire uniformă pe parcursul timpului. Știți foarte bine, după Bruj am fost schimbat. După aceea a urmat din nou câte o lună de zile, cât un antrenor. Iarăși lucruri unice. Și după aceea, iar după două luni de zile am reușit cât de cât să ridic această echipă, să o pun pe picioare și din nou rumoare. Deci am stabilit că există... Bun, la ideea că erați la pregătiri cu un jucător. Și, un deci jucător. Și vă reiau această problemă. Deci este, după părerea mea, inacceptabil sau este complet periculos pentru liniște, pentru competență, pentru concentrarea jucătorilor să pleci cu o echipă în pregătire în Turcia și în escala de 4 ore să fie anunțat nici măcar tu ca antrenor. Și mi se nu e prima dată când se întâmplă lucrul ăsta, să fie anunțat că pe jucătorul cu tare trebuie să-l sui în cursa de întoarcere spre București la 7 seara și a pierdut și bagajul ca să-l duci în China la un târg de jucători unde a mai plecat și la jucător. Puneți-vă și noi într-o astfel de situație. Ce să creadă restul jucătorilor? Eu sunt de acord. Trebuie să trăim, să ne acoperim bugetul, dar să existe o logică. Cine hotărăște vânzările la Dinamo? Piața, dacă apar oferte. De exemplu, cazul acesta cu jucătorul care a fost urcat în avion, alt avion și trimis în China. Adică există, cum să zic, echipa se face în funcție de interesele celor care au jucători în proprietate. Din sau păcate, dați-mi voie să cred că asta este situația actuală la Dinamo și este extrem de periculoasă. Că numai așa se poate explica de ce s-a ajuns într-un astfel de unic în nume. Nicăieri nu există o persoană fizică să aibă 50% din ulterioara vânzarea unui jucător. Da, este corect. Apare domnul Becali și spune, avem o ofertă, se întâmplă de multe ori, avem o ofertă pe jucătorul Popescu. Ne gândim, avem cu cine să-l locuim, avem nevoie de bani, așa că îl vindem pe jucătorul Popescu. Dar de aici, ca oameni din interiorul echipei, să aibă și astfel de interese, dați-mi voie să cred că este extrem de periculos și se pot justifica fel de fel de acțiuni malefice, de toate genurile și tot ce înseamnă această intoxicare de nutriție. Până la a pune la cale, să spunem, schimbarea antrenorului. Sigur că se poate ajunge și aici, pentru că eu, din punctul acesta de vedere, nu sunt un om comod. V-am spus de la începutul emisiunii, accept orice dialog, accept să mi se spună, dom'le, mai bine facem așa, am bătut palma, facem așa. Dar nu să fiu lovit pe la spate, să fiu, mi se spun niște lucruri, măcar când eu, de exemplu, despre acest transfer, cu mine n-a discutat nimeni, de eventual transfer cu nimeni. Am avut alte discuții. Am luat 13 jucători de la Craiova. Unii au mers, alții n-au mers. Dar intervine o supărare, pentru că dacă ai un interes, încerci să ți-l valorifici la maxim. Și sigur că eu încerc să păstrez echilibru între felul în care jucătorii ăștia au nevoie de liniște, de o comandă unică, de un proces de instruire continuu și uniform, sub același lucru, contestabil sau nu. Din păcate n-au avut aceste condiții. Și la urmă tragem linie. Dom'le, cu ăștia mergem mai departe. Am avut un ciclu până în 2000 în care am avut o echipă bună. A trebuit să o vindem ca să trăim. Am luat și alți jucători. Asta este un alt aspect. Dar cel puțin să mai avem timp să ne clarificăm dacă această experiență riscantă, unică în lume, poate să dea rezultate, dar numai în condiții de respectare a competenței, de liniște și nu de a semăna discordie din interior și să culegi furtună din afară. Într-un interviu pe care l-acordați mâine Gazetei Sporturilor, spuneți că se vorbea, sau Vladimir Con v-a spus că se tratează în secret cu Andone ca să vină antrenor la Dinamo. Asta înainte de meciul cu Astra. Domnule Tuc, aici intervin două aspecte. Primul, încă nu știm fiecare cu ce ne ocupăm, nu numai în fotbal sau în consiliul de administrație, cam în multe domenii de activitate. Deci nicăieri în lume nu se petrec astfel de lucruri. Deci vicepreședinții cluburilor sunt oameni sau în general, ceea ce înseamnă Consiliul de Administrație, cum se numește la general, sunt oamenii care trebuie să stabilească. Și, în general, să încearcă să se lucreze așa, dar până la un normal eficient, mai ne trebuie mult timp, încearcă să stabilească strategia generală de lucru a societății, bugetul, pe ce lucrăm, obiectivele echipei și așa. Bun. După care intervine acest executiv, care trebuie să pună în practică ceea ce au hotărât. În lume, oameni ca vicepreședinți sau așa mai departe, sau chiar și președinți, nu fac declarații hazardate
care pun în pericol liniștea, siguranța, competența oamenilor, pâinea lor de zi cu zi, atâta timp cât... Sigur că a fost vorba de o discuție particulară. De o discuție particulară care nu are niciun suport real și a unui om care mi-a cerut în ultimul timp, știți foarte bine, capul. E o chestie distractivă chiar, că e important cine ți-l cere. Un om care e din meseria ta, dacă este de... un om care are competența necesară, sau un om care a intrat în fotbal. Eu am avut niște rezerve asupra acestui domn Con. Nu vreau să le mai spun aici, nu vreau să le spun, probabil că va veni și timpul acestor lucruri, dar să înțelege că astfel de oameni vin, nu neapărat să ajute financiar, pentru că și aici se discută foarte mult că bagă oamenii bani în fotbal. Eu sunt de acord că un Victor, Gigi Becali, un Nețoiu, poate au pus niște bani, a cumpărat niște jucători sau a niște echipe. Poate și la Dinamo a existat o situație de genul acesta. Nu acesta este esențial. Esențialul este să realizez un buget real pe care să-l execut și în care să am venituri și să nu mă laud că am adus bani, că nici Berlusconi nu bagă bani. De ce credeți că v-ați spus de aducerea lui Andone la Dinamo înainte de meciul cu asta? Domnul Con este un teribilist care nu are nimic comun cu echipă de fotbal, n-a avut nimic cu stadionul și trebuie să învățăm ca fiecare să ne ocupăm de lucru. Eventual, dânsul este, poate să fie un specialist în a atrage finanțe în adresa clubului. Dar de a se pronunța cine vine sau cine joacă sau cum joacă echipa, nu are nicio competență și ar trebui să aibă minima decență să stea în banca lui să nu facă astfel de declarații. Din păcate, este foarte greu și sigur că depinde și cine pe cine întreabă și de ce întreabă. Dar ați auzit de cealaltă declarație sau cealaltă mărturisire făcută unor apropiați de către Gigi Nețoiu, cum că dacă dumneavoastră veți mai rămâne antrenor la Dinamo, domnia sa nu va mai investi niciun ban. Nu, problema e, de aceea v-am spus-o. Eu nu vreau să discut zvonuri. Eu am, din punctul acesta de vedere, nu e momentul acum. Însă ne place să slujim adevărul și să trăim până adevăr, să avem conștiința curată. Lucrurile sunt mult mai dramatice. Nu e cazul să le discutăm acum. Nu este nevoie să introducă bani și domnul Nețoiu nu a adus bani la Dinamo și nu e nevoie de bani. Sigur că Dinamo trebuie să aibă un buget pe care să și-l adapteze la realitatea. Ce aduce bani la Dinamo dacă Nețoiu n-a adus bani? Deci, domnul Tucă, aici lucrurile sunt foarte simple. V-am explicat de la început. Bugetul, de exemplu, al Dinamo este constituit din 60% din resurse interne și 40% din vânzare de jucători. Deja nu, asta este realitatea deocamdată, nu putem mai mult. Trebuie domnul Con. Dar cineva bani la Dinamo? Nu. Vladimir nu. Con? Nu. Probabil că există niște... Gigi Nețoiu? Nu, probabil că există, nu. Probabil aș vrea să conduc și eu Dinamo, că nici eu nu bag niciun bani. Ușor. Și nici nu e nevoie să bage bani. Nici Berlusconi nu bagă bani la Milan. A creat însă un sistem... A creat un sistem care produce bani și acoperă bugetul. Același lucru este și la Dinamo. Cât de clar este acest buget, cât acoperă, asta este cu totul. Vladimir Con nu bagă deci, bani la Dinamo? Oamenii nu. Niciun bani. Nu are de ce să bage. Probabil că are un contract, din câte am auzit, pentru că nu sunt probleme mele, a avut un contract în care băga o anumită publicitate într-o perioadă de timp. Și nici nu e nevoie, dar nici să nu-și dea cu părerea despre probleme care nu-l privește, care el, în mod normal, împreună cu alți oameni, ar trebui să se ocupe de realizarea unui buget real, unui buget din care să putem să trăim decent și să micșorăm acest procent de 40% din vânzare de jucători, că altfel performanța internațională, dacă nu avem o stabilitate a jucătorilor sau o perioadă de timp, nu putem să realizăm. Eu sunt de acord. E foarte interesant ce spuneți și aș spune chiar spectaculos atunci când ați vorbit de ceea ce se întâmplă cu jucătorii și cu vânzarea lor la Dinamo. Tot în gazeta... Nu, la vânzarea pretutindeni. Toți ce ar să crească de noi. De... Unii reușesc însă să aibă, mă scuzați, unii reușesc totuși să aibă un buget. Faptul că a fost urcat în alt avion și trimis, fără știrea dumneavoastră. Tot în gazeta Sportul de Mâine spuneți, apropo de Vladimir Con, mi-a spus că mă va susține indiferent dacă pierd toate meciurile returi, dar să-l aduc pe Gelain, antrenor secund. Deci este... Cine e Gelain și... Deci domnul Tucă, nebunia începe că nimeni nu vrea să se ocupe de ceea ce este pus să ocupe sau nu se stabilește. Deci eu cred că domnul Con ar putea să aibă o influență bună la Dinamo dacă s-ar ocupa până experiența lui managerială. Eu nu vin niciodată să discut de fabricile lui sau de afacerile lui, cunosc de mult timp și nu m-am amestecat niciodată. Ați mai zis câte ceva la un moment dat. Deci nu vreau să discut lucrurile astea și fiecare să ne amestecăm în lucrurile care realmente știm să le facem și ne-am dovedit. Ori legătura dânsului cu fotbalul nu există. Nu a aprobat un timp. Înțeles. A venit să vă spun problema de acest este, antrenor. Ce se întâmplă? El are a avut o imagine, o impresie că este nevoie și de antrenori străini în fotbalul românesc. Sunt de acord cu această idee a oricui. Și din fericire vedeți că acest schimb de experiență, acest implant, poate fi benefic. Zenga face niște lucruri în condiții grele.
pot să vină și alții, depinde cât tentează piața României. Dar problema este cine vine. Deci am avut o discuție, ne-am dus la Coverciano chiar împreună, o discuție interesantă, plecase de la concepția că avem nevoie de un în fotbal românesc, există o meserie încă care nu activează, aceea de preparator fizic. Nu are sens să discutăm acum, e un subiect amplu. Este necesar acest lucru. Deci, în toată lumea, această meserie este foarte importantă în echipa tehnică a unei echipe de fotbal. În Italia, în Franța, este o meserie complet aparte, care se face după ce termin facultatea, urmează niște cursuri de 6 minute și ai această clarificare. E bine, domnul Cona a avut ambiția să conducă pe undeva și a făcut acest melanj nefericit care i-a făcut numai probleme și lui Florin Marin, a adus acest Gelain, un tip din Italia, un antrenor, dar care, din păcate, nu avea nici experiența și nici competența necesară pentru a se impune. Din nefericire, s-a acceptat această prezență. Una a adus și un preparator fizic care, săracul de el, nu lucrase cu nicio echipă de performanță. Amândoi lucraseră la nivel mediu, fotbal jucaseră, și lucrase la nivel de copii și juniori, care e cu totul altceva, cu o echipă mare. Deci, la o echipă cu asemenea, nu putem să facem gusturi personale, ambiții, capricii, și subiectivisme din astea că oameni care nici măcar nu pot să le stabilesc competența pot să lucreze sau să creeze acest melanj eficient al teamwork-ului. Deci a vrut să vă impună, practic, un antrenor secund. Nu, l-au și impus. Deci a fost o situație în iarna de acum 2 ani de zile, domnul, în care am avut 6 ore de discuție cu președintele, pentru că domnul Col vrea să impune pe aceste două persoane. Cine hotărăște la Dinamo? Nici măcar nu eram antrenor. Vă întreb, cine hotărăște la Dinamo? Ar fi bine, două luni de zile cât lucrurile s-au mai așezat în marcă, am senzația că le-am îmbinat corect eu împreună cu președintele Badea, folosindu-l de executiv și de un discuție cu oricine e bine intenționat pentru a participa la această discuție. Lucrul acesta n-a durat decât două luni de zile, după care interesele au apărut la iveală, liniștea s-a terminat și deja faptul că o parte din jucători, care vin se da creva, cam la 13 jucători, vă repet, 13 și au rămas 8. Au rămas 8, dar trebuiau să rămână probabil toți 13 sau trebuiau să plece alții ca să joace aceștia. Dați-mi voie să mă gândesc că gândul vinovat al acestui 50% este extrem de periculos în casa lui Dinamo. Și practic de aici pleacă foarte multe discuții. Pleacă foarte multe discuții care nu și-au rostul. Vă mulțumesc pentru ultima dată în această seară publicitate. Astrolab, edilitar, verosimil. E de râs, din nou, se termină în anul tău, hilarian, sărna pa. Acum e mai ușor să suni acasă. Cumpără o cartelă Camarad până pe 19 martie, alege planul tarifar Camarad or 5 și vorbești cu doar 15 cenți pe minut cu numerele favorite din rețeaua națională fixă. Auzi? Crescova... Nu știu. Da, tu. Crescova... Auzi, băiete, ia. Auzi? Crescova... Crescova. Vodka, nu glumă. Nu se știe niciodată când ai nevoie de o respirație proaspătă. Așa că întotdeauna ar trebui să ai Winter Fresh la îndemână. Winter Fresh. Respirație rece ca gheața, ce durează. Pentru tine, Flamingo a combinat accesibilitatea și performanța unui desktop cu mobilitatea unui calculator portabil. Astfel s-a născut notebook-ul Coral. De acum, cu doar $799, poți pune cea mai înaltă tehnologie în slujba ta. Procesor Intel de 1,7 GHz, design compact și elegant, puternic, mobil și accesibil. Notebook-ul Coral oferă asistența de care tu ai nevoie. Cumpără-ți un notebook Coral la doar $799. Coral, mereu alături de tine. Îl găsești acum în magazinele Flamingo sau la distribuitori autorizați din toată țara. Avertisment. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Domnul Dino, aș vrea să vă întreb ce veți face dacă starea de lucruri va continua să existe ca și până acum.
V-ați gândit să plecați vreo clipă la Dinamo sau să schimbați lucrurile în ceea ce privește situația asta cu jucătorii, cu proprietatea lor? Nu, acesta nu e greu de schimbat, pentru că este de fapt un fapt existent, e greu de contestat. Problema este dacă vom reuși să avem un climat în care să renunțe la compromisuri și să beneficiem de decizii sigure, realiste, de manieră chirurgicală, care să taie în carne vie și să așeze lucrurile într-o singură conducere unitară și în care jucătorii să simtă că nu au doi sau trei părinți, ci un singur interes de a juca, de a face performanță, de a se adapta la criteriile și la tradiția de performanță a lui Dinamo, nu peste noapte, în timp. Și bineînțeles că eu am mai fost îndepărtat de câteva ori în ultimul timp de la Dinamo. Sigur că par un tip incomod, dar haideți să discernem din ce punct de vedere. Nu pot să spun da la niște lucruri în care nu mă convingi că sunt drepte și că pot să aibă, într-adevăr, un efect benefic. Sau, dacă ne asumăm un risc, ne-l asumăm împreună și răspundem împreună. Pentru că cel care joacă și cel mai mare pericol ca meserie la ora actuală în fotbal este aceea de antrenor. Ciudat este că toate aceste lucruri se întâmplă atunci când s-a așteptat la Dinamo să înceapă o cursă de urmărire, de apropiere, deci, de Rapid. Deci, domnul Tucă, aveți perfectă dreptate. Din păcate, tot timpul ne va dovedi dacă acest prim joc este doar un accident, pentru că au fost și niște frământări de altă natură, nici jucătorii nu au fost conectați, au tratat poate jocul destul de ușor. Am avut o discuție cu ei. Pentru că jocul este un joc paradoxal. Sigur că se fac fel de declarații. Bine însă eu, de exemplu, n-am evitat și am venit la dumneavoastră cu plăcere. Și pentru că vă îmi place emisiunea și îmi place cum încercați să aduceți adevărul în prim plan și să clarificați anumite lucruri, am vrut să fiu convins de niște lucruri și pentru că nu am văzut partida încă o dată de două ori la televizor, nu m-am hazardat în nicio afirmație. Deci este un meci, aș spune eu, în care Dinamo nu mai este o echipă de valori care vorbeam în 2000, dar este o echipă care trebuie să aibă o unitate de scop, o unitate de acțiune. Când probabil un jucător îi se spune, dom'le, mie nu-mi convine Dinu și atunci nu bag bani la Dinamo, este suficient ca să nu mai creadă în actul de conducere. Nu merg decât până aici, nu spun mai mult. Nu avem nevoie de astfel de riscuri în mintea unor oameni care trebuie să-și învețe să-și facă corect meseria, să răspundă la cerințele și să ardă în teren. Cum este tradiția acestei echipe? Care este obiectivul dumneavoastră? Deci, sau dacă s-a schimbat într-un fel obiectivul fixat de președinte sau de consiliul de administrație? În momentul în care deci jocul acesta este un joc de început, poate să fie un accident. Numai timpul ne va demonstra lucrul acesta. Sigur că, din punctul ăsta de vedere, noi am reușit să revenim, când m-am întors la echipă în octombrie, atunci mi s-a cerut de către domnul Nețoiu și de către domnul Cot să fiu dat afară din clubul Dinamo, pur și simplu. Și a fost o discuție în la care președintele Badea, cred că a dat dovadă de chibzință, nu-i vinovat omul ăsta, n-a nicio legătură că n-a mers echipa cu Florin Marin, am trecut până atâtea. Să rămână în continuare, să dovedească că poate să facă ceva. Probabil că asta a fost judecata dânsului. Și am preluat în continuare echipa. Două luni de zile am avut liniște. Și mi s-a dovedit că este o echipă cu care dacă ți se lasă timp să creează liniște, nu mai vin fel de fel de gânduri vinovate din afară, care și așa au băieții ăștia ce se întâmplă, nu sunt pregătiți pentru ceea ce trăiesc și îi debusolează și mai rău, se poate face performanță. Dar ne trebuie timp. În timp vom putea crea și jucători în care să rămânem în preceptele acestea, că trebuie să-și vindem ca să trăim. Și dacă nu mai au ne trebuie timp și liniște. Și dacă ei nu mai au răbdare. Eu am cerut lucrul ăsta și am avut niște discuții exact cum am discutat cu dumneavoastră în seara asta și în fața transportată. Am discutat acum două săptămâni cu președintele Bat. Continui să am încredere în oameni. Și vreau să am până la capăt încredere în oameni, că trăim degeaba. Nu știu cât ea este cât îi se răspunde, cât este de întemeiat și cât îi se răspunde cu aceeași monedă. Pentru că nimic nu se poate face peste noapte. Din păcate au fost aceste frământări în această iarnă care n-au mai creat aceeași unitate de echipă pe care am avut-o când am revenit în octombrie și când am reușit 9 meciuri câștigate din 10. Aici lucrurile sunt atât de echilibrate în fotbalul românesc pentru că au dispărut valorile și vreau să știți foarte bine acest lucru. Și acum când ne întâlnim să jucăm cu Danemarca, le aducem valorile care le-am creat în țară. Le-am șlefuit în sănătate și cu ele ne reprezentăm la nivel național. Și aici, dacă nu ai această liniște, dacă la uniformizarea care este a valorilor în fotbalul național, dacă doi sau trei jucători nu sunt conectați, diferența se face. Pentru că jocul de sâmbătă este un joc paradoxal. Noi am făcut trei neatenții în apărare, n-am fost mai multe ori de patru ori în pericol și am primit trei goluri. Discutabil în ceea ce înseamnă reacția unor jucători. Sunt lucrurile noastre intime, le-am discutat, numai timpul ne va arăta ce s-a întâmplat cu această partidă. Dacă a fost un accident sau, din păcate,
atenția sau concentrarea unor dintre jucători a fost voit... Nu, n-a fost la ceea ce trebuia să fie în momentul ăla pentru interesul lui. Bun, vă mulțumesc pentru participarea în această seară. Emisiunea noastră se încheie aici. Ne vedem din nou mâine seară la 22:30. Țineți aproape!